Joc de recompensă la Survivor 2023. Cine iese câștigător la ediția din 8 mai, o nouă ediție plină de emoții la Survivor România 2023? În ziua de joi, 8 mai, se va desfășura jocul pentru recompensă, iar concurenții care au mai rămas se vor întrece pe traseu pentru a aduna cât mai multe puncte și a deveni biruitori. În doar câteva zile, o parte dintre participanți vor face patru luni de când sunt la depărtare de casă și de când își petrec timpul în jungla din Republica Dominicană. În câteva ore vom afla cât de profund le mai este dorul de cei dragi și ce tensiuni se mai creează. Așa cum reiese din promoul show-ului, se vor risca discuții pe tema eliminării lui Robert Moscalu din emisiune. Care a avut loc miercuri, în trip, Andreea Moromete va exprima opinia, precizând că nu a fost corectă plecarea celui pe care îl vedea precum un frate. Andreea Moromete va începe și să plângă, deoarece îl considera pe Robert Moscalu și cel mai real concurent dintre toți cei prezenți. O va contrazice Ștefania Stănilă, care a scăpat de eliminare miercuri. Din punctul său de vedere, Andreea Moromete are o reacție nepotrivită, am fost șocată de reacția ta, îi va spune Ștefania Stănilă, Andrei Moromete. De asemenea, Ștefania și Carmen se vor bucura de recompensă împreună cu Crișan, acesta din urmă fiind câștigătorul jocului de joi seară. În ceea ce îl privește pe Robert Moscalu. Acesta s-a abținut cu greu să nu verse lacrimi când și-a auzit numele pronunțat de către Daniel Pavel în Consiliul de săptămâna trecută a precizat că și-a creat amintiri frumoase la survivor, de aceea îi va fi greu să se adapteze la viața normală din România. Mă mușcam de limbă să nu plâng, dar nu plâng pentru că pot pleca acasă, ci pentru că mi-au venit în minte multe imagini cu oamenii ăștia frumoși și nu pot să mă abțin. Nu plâng că voi pleca acasă, ci că o să mi fie dor de oamenii ăștia. Nu mă așteptam să fiu apropiat de niște oameni cu care nu mi-am dorit eu să fiu prieten, dar după patru luni am ajuns să-mi fie dor. Nu mai am cuvinte. A fost cea mai emoționantă nominalizare dintre cele patru și m-a bulversat, cu tremurat. A declarat Robert Moscalu atunci când a aflat că va părăsi competiția. Conflict înainte de jocul pentru recompensă. Conflict între concurenți înainte de jocul pentru recompensă. Andreea Moromete a stârnit controverse în tabără, după ce a considerat incorrectă eliminarea lui Robert Moscalu. Restul coechipierilor o acuză că încearcă să se apropie de Crișan pentru a-și asigura în continuare locul până în finală. Nu o simt o fată rea. Este influențată de persoane din jurul ei, a declarat Carmen Grebenișan. Îi este frică de nominalizare. Dacă crezi că ai greșit cu ceva, ești cu musca pe caciulă și ești convinsă că vei pleca acasă, a mai spus și Alexandra Ciomac.